Aolo, gata, m-am trezit și eu frumos, a trecut și ziua României. Din păcate a fost o zi minunată, adică mie mi-a plăcut totuși parada, la cum a fost ca a cântat Darusel, mă rog, asta e partea a doua, dar chiar a fost super, super tare, dar acum trebuie să fac și eu ordine pe aici, vreau să mă uit și mai am prin sertare să-mi aleg toate chestiile astea, pentru că în curând trebuie să ne apucăm de decorațiuni de Crăciun, să facem tot aici frumos, pentru că vine Crăciunul, poate vine ninsoarea și nu vrem să fim fără decorațiuni, fără nimic așa și cu zăpada afară, arată urât, sincer, dar haideți să ne uităm prima oară aici, să intrăm, să ne uităm și noi pe aici, să vedem ce mai aveam prin inventar, mă, ia să-i vedem. Dispozitiv de control la minți, dispozitiv fermecat de minți. Mamă, stați puțin că mi-a venit o idee. Deci mi-a venit o idee super, super tare. Uitați-vă puțin, mai țineți-vă. Mă, ce faci, Darusel? Da, wow, Darusel, iar dai cu invizibilitate. Ești foarte amuzant. Dar ce cauți, mă, tu, Darusel, pe aici, mă, ia pe la mine. Ia, arată-te, mă, tu, Darusel, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Că mi-am adus eu aminte ceva, bă, Darusel. Ia, vină tu încoace. Bă, da, ce mai frumos am făcut. Bă, Rafaele, fiantină, bă, Rafaele, bă, Rafaele, ce baie frumos am făcut, bă, Rafaele, ce faci? Cum adică ce baie frumos ai făcut? Ce mi-ai făcut, mă, la baie? A, nu mi-ai făcut nimic. Păi e baia mea, bă, Darusele, nu-i atâta, mă, ce, mă, tu ai nebunit, bă, fii atent, bă, Darusele. Bă, dar stai puțin, ce căutai la mine? De ce mi-ai deschis ușa? Vrei să-mi faci farse? Credeai că am fantome sau ce? De ce mi-ai deschis tu ușa la cameră? Da, bă, nu, bă, Rafaele, bă, și fiantină, dar știam din la ușa, s-a deschis, bă, la ușa. Da, s-a deschis, mă, fii atent, mă, Darusele, fii atent, uite-te ce am eu aici, vezi chestia asta, știi că a fost ieri ziua României, Darusele, da? Da, bă, Rafaele, stai. Da, eu mai sunt. Bă, mă, stai puțin, înainte de toate, Darusele, vreau să întreb ceva. Ia fii atent, mă, Darusele, care sunt, mă, culorile din stânga, de la stânga la dreapta, care sunt culorile steagului? Ia spune-le repede, acum, Darusele, nu cauți nicăieri, ia zi repede. Stai, albastru, roșu, galben, albastru, roșu, galben. Da, de fapt, tu, Darusele, ieri ai scris, stai puțin, dacă mă duc, da, în fine, lasă că vă vedem noi data viitoare, vedem și ne puțin mai încolo, dar fii atent, Darusele. Uite de ce am aici. Ai de ce am eu mână aici? E o pălărie, bă, Darusele, nu ți-am. Ai să am zis direct. Ce? Un cacatel! Bă, pălărie, mă, Darusele, mă, ce, mă, bă, Darusele, fii atent. Este o pălărie tradițională de ziua României, Darusele, pe care o purtau oamenii pe vremuri, Darusele, tradițională. Și pălăria asta ce aduce noroc, pe lângă că e de ziua României tradițională, Darusele, vreau să-ți fac cadou pentru treaba asta, ca a fost și ieri, alaltre a fost 1 decembrie, Darusele. Și ar fi păcat, sincer, ce părere ai? Îți place? Ai vrea să o iei tu, Darusele? Vezi că e foarte, foarte, și că aduce noroc, nu știu, aduce chestii foarte mișto. Deci, fiantele, bă, Rafaele, deci prima oară vreau să pui tu pe cap, dar să nu cum arată la tine, bă. Pe tine cum arată? Pe tine cum arată? Așa arată, mă, Darusele, atât, așa arată. Ce? Așa, gata, fii atent. Așa, mă, Darusele, ce zici? Îți place? Ți-a plăcut cum arată la mine pe cap? Darusele, ți-a plăcut? Vrei să o, adică o vrei, Darusele? Da, hai, mă, că îmi place foarte mult, bă. Arată ca o coroană, ca o coroană, ia. Ia să te vă, mă, Darusele, ia să te vă. Mamă, Darusele, acum, Darusele, pe bune. Bă, unde tu ești? Bă, ce frumos sunt, ia, bă, acum sunt regele și tot se face, să zic eu. Bă, Darusele, ok, deci încă ești răcit, tu se pare. Sau îți revii acum din răceala, dar fii atent, Darusele, cu pălăria asta, Darusele, e bine pentru tine, ca să nu mai fii chel, Darusele, să nu te mai duci acolo să-ți facă la părul, nu știu ce, Darusele, că tu ești chel acum, săracul, n-ai păr. Ia să vedem, mă, Darusele, deși atent, Darusele, tu acum ești controlat, stai pe loc, lasă ăsta, scoate-l de aici, Darusele, ești controlat de mine și tu trebuie să faci astăzi ceea ce vreau eu, Darusele, nu ce vrei tu, acum trebuie să-ți scoți tu repede frigiderul și vreau să vii cu mine la tine în cameră pentru că vreau să te întreb ceva. Ok, stai, așa. Mă, ce, da, uite așa, Darusele, deci Darusele tot mai face tâmpenii de aia, dar lui chiar dacă îl controlezi așa, Darusele, fii atent, acum... Gata, iubirea mea! Bă, ok, n-am auzit nimic, bă, cred că asta funcționează cam prost, fie sincer, Darusele, bă, Darusele, nu mai, Darusele, în momentul de față, tu îmi dai mie artificiile astea, nu le mai ții tu, că tu faci prostii cu ele, aruncă-mi-le mie, dă-mi-le să le țin în inventar, Darusele, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut astăzi și e păcat așa să stai tu, Darusele, cu toate chestiile astea, te dore mâna, adică dacă stai cu artificii, te dor mâinile, nu poți să le car tu pe toate, mă, Darusele, așa, aruncă-le pe toate. Gata, altceva mai durești, domnul, deci, meu? Domnul tău, așa, fii atent, Darusele, acum, în momentul de față, Darusele, vină după mine, vină aproape de mine, pentru că vreau să zic ceva, bă, Darusele, nu se poate, uite-te puțin, mai mare râsul, bă, Darusele, ăsta-i steagul, mă, Darusele, tu știi steagul și astea, pune culorile cum trebuie, aici albastru, aici galben și aici roșu, fă schimbul ăsta dintre galben cu albastru, Darusele, hai, repede, okay, că n-avem timp de stat, avem o lungă zi de făcut, mamă, deci uitați-vă, chiar merge chestia aceasta, este super, super tare, uitați-vă la Darusele acolo cum face toate treburile astea, vedem că el acolo face, mă, dar ăsta cred că nu știe, Darusele, în partea asta trebuie să pui cu albastru, nu trebuie să pui cu galben, trebuie să iei albastru, nu altceva. Așa, gata. Da, gata, foarte, foarte bine, Darusele, și mai vină puțin aici, pentru că și aici ai făcut la fel, mamă, deci mă enervează, sincer, dar ai, lasă că o să-i fac eu, o să-i vin eu azi de hack, cum ar veni, o să-i fac toate chestia astea de genul, Darusele, fii atent, acum tot la fel faci și aici, Darusele, că nu mi se pare normal ceea ce ai făcut, bă, albastru acolo, în partea asta albastru, aici galben, așa galben acolo la jumate și albastru în stânga, Darusele,
foarte, foarte bine. Acum pui albastru aici. Cred că nu mai funcționează asta. De fapt, dar să nimic nu funcționează, că dar să la cum e, dar să în fine, lasă că. Este roșu, galben, albastru. Da, și în partea a, ai zis ca și cum ai făcut-o din partea asta cu ăsta aici, ăsta aici. Am înțeles. Deci fii atent, acum da, acum vine după mine, stai puțin, nu intra pe aici. Fii atent, dar să le vreau să merg cu tine, dar să le pentru că avem ceva de discutat, dar să le. Vine după mine, mă, lasă bicicleta, pun-o aici, dar să le lasă fix aici. Vine aici, dar să le, dar să. Da, da, eu credeam că merge, dar de fapt într-un fel merge, da, na, cu dar să le. Dar să le fii atent. Acum, bă, stai puțin, bă, dar să le. Ia-ți-i pus, bă, ți-i rușine, rușine, bă, dar să le. Și mașina asta nouă pe care ți-a cumpărat-o tu, o pui fix Tomber, nu uite că ți-ai dat seama, bravo, acum o lași așa. Foarte, foarte bine, bravo, mă, dar să le vezi că ne înțelegem. Da, bă, fiantină, domnul, fiantină. Stai, fiantină. O să fac o flotare, ia. Da, deci dar să ești cel mai bun, dar să le la flotări și la toate astea. Fii atent, dar să le. În primul rând, dar să le. Vreau să mergi cu mine acum, pentru că fii atent, dar să le. Băi, eu n-am mașină, adică asta e a ta, că eu ți-am cumpărat și vreau să-mi cumperi tu o mașină astăzi, dar să le, pentru că ești un prieten foarte, foarte tare, dar să le. Eu sunt prietenul tău și trebuie să-mi facem cadou, așa că tot vine Crăciunul, vine, vine toate chestiile astea de genul, dar să le. Ar fi păcat să n-am eu mașină, vine iarna, eu ce fac? N-am cum să merg așa pe stradă când afară e în soare, când este foarte frig. Da, stai. Unde? Ah, găsit-o. Deci ce-ai zis, bă, Rafael, ce-ai zis? Bă, bă, nu-ți am mașină, bă, eu nu-ți am mașină. Lasă-mă în pace, să pun pălăria înapoi, așa. Ce vrei, mă, ce vrei? Deci, dar să le, cred că nu m-ai înțeles bine. Ți-a căzut pălăria și după nu o să mai ai de astfel de sănătate. Dar să le, o să-ți meargă numai ghinion. Dar să le, trebuie să stai cu pălăria. Ai grijă să nu mai strănuți, că scade iar pălăria. Dar să le, și nu e bine. Tu acum mergi cu mine să-mi cumperi mașină, pentru că așa e frumos. Eu n-am mașină, dar să le, vine frigul, vine iarna. Ce mai fac eu aici? Merg pe stradă, n-am cum să stau așa. Bine, domnule meu, hai să mergem, hai să mergem. Așa, așa, mamă, vedeți că ne înțelegem foarte, foarte bine. Ica se acolo pălăria ca strălută, dar să dacă e răcit, taie, dar știți cum e treaba, vine perioada rece și e răcit. În fine, așteptă-mă și pe mine, mă, dar să le gata, urc așa. Așa, dar să le acum mergem la dealership. Așa, mă, dar să le fii atent, acum oprește aici la benzinărie. Oprește, fă dreapta și bagă benzină, dar să le, pentru că după rămâi fără benzină, motorină ce ai tu, dar să le bagă, mă, mai în stânga. Așa, așa, ușor, mamă, dar să vede că dar să n-a făcut lecții de condus, dar în fine. Așa, dar să le fii atent, lasă că ți-o pun eu aici, o pun aici, așa, tu acum trebuie să bagi benzină, dar să le sau mă punte, ce faci, mă? Așa, ce? O să bag benzină. A, scoate bani, dar scoate bani și pentru mașină, dar să le, să scoți bani și pentru mașină, scoți pentru mașină, ai bani pentru mașină? Da, bă, am bani, bă, lasă, așa am plătit, gata. Așa, bă, unde ai plătit? A, du-te să plătești, așa, mamă, deci uitați ura, dar nu știu care se face, dar da, în fine, îl așteptăm acum, este foarte bine că totuși merge cât de cât așa, dar cred că aș avea nevoie și să mănânc, dar prima oară mergem să luăm o mașină, după mergem pe la restaurant, îi face și noi o faptă bună, îi cumpărăm și nu dar să le niște burger, că totuși dacă îmi bat joc astăzi el că îi controlez mintea, măcar așa, să-i mai cumpăr și eu ceva mâncare, ceva ar fi foarte, foarte bine. Adică eu așa zic, să-i mai fac o faptă bună, tot vin sărbătorile, ar fi foarte, foarte bine. Uitați-vă că vine, mă, trebuie să țin asta înapoi. Ok, gata, bă, dar să le-ai plătit, ai făcut acolo, bine, bine. Bă, Rafael, uite că ia foc, bă, ia foc, Rafa, fugi, uite aia, ai spus așa butelia, bă, că avea butelie, bă, uite, ai spus, Rafa, fugi. Mă, ce, mă, dar să le, că sunt reparații oamenii aici. A, da, ups, nu știu, bă, Rafael, nu știu, dar mă doare capul, bă, Rafael, mă, că-mi doare capul, stai, doare... așa, să mă scarpi, nea. Așa, scarpi, okay, trebuie, să le, așa, bravo, mă, dar să le, fii atent, dacă te doare capul, lasă, fii atent, dar să le, că îmi cumperi mașina și după o să te duc eu la restaurant la diner, dar să le. Merci! Așa, ok, hai, domnul meu, hai, doamna mea. Am ajuns, doamna mea, acum ce facem? Bă, dar să le vorbește frumos, cum să-l zici, doamna, dar să le, că nu sunt ale sale, nici măcar nu știu pe unde mai e, sincer, adică că tot a venit vorba de ea, dar în fine, fii atent, dar să le, acum vreau să mergem să-mi cumperi mașina, dar să le, și să vedem ce mașină să-mi cumperi, bă, da, stai puțin, dar să le, fii atent, am eu o propunere, fii atent, știi că tu ai cumpărat mașina aia și văd că n-au adus încă altă mașină, propunerea mea este în felul următor, dar să le, tu oricum n-ai ce să faci cu mașina, cum ar veni că tu ai motocicleta aia, dar să le, și zicem în felul următor, cumperi tu asta ca și cum e a ta și aia o iau eu, cum ar veni, aia o să rămână a mea, aia galbenă o să rămână a mea, ce spui? Ce, bă, băi, nebunii la cap, cum adică, bă, cum adică? Bă, dar să le, cred că nu m-am făcut înțeles, cum adică, așa, așa, foarte, foarte bine, dar să le, nu poți să înțelegi, dar să le, ca să fii frumos, dar să le, că tu oricum stai cu motocicleta și motocicletă, dar să le, dacă nu, îți iau eu motocicleta și rămâi și fără mașină și fără motocicletă. Bine, bă, cum cumpăreau, uitați de-a mea, nu ați zice așa? Bă, dar să le, nu aici, bă, dar să le, acolo, mă, să plătești acolo, trebuie să faci acolo. Ok, gata. Ce? Acum dar să le, trebuie să mătești aici. Ok, mamă, ce comic e, dar să le, nu, bă, e prea amuzant, sincer. Hai, vedere! Așa, gata, dar să le, ia tu mașina. Bă, dar stai, da, uitați, bă, dar să le, poți să-i, dar să le, ai rămas aici. Bă, ce, bă, ce, bă, ai dreptate, dar să le, că n-avei cum să ieși. Ai dreptate, ai mare dreptate, că ne-am chinuit data trecută, nu mai știi. Și tu, în fine, deci fii atent, dar să le. Acum, da, bă, hai, da.
Da, ce am zis eu, bă, dar într-un fel merge, într-un fel merge ăsta de controlat mintea, dar într-un fel nu merge, adică uitați-vă puțin, eu stau cu el și câteodată Darius nu știu, deviază, dar știți care este treaba, este problema la Darius, adică nu e la ăsta sau poate fi la ăsta, nu, la Darius, că știți pe Darius practic cum e întotdeauna, n-avem ce să-i facem, dar acum, na, haideți că a plecat el cu aia, hai că mă duc eu cu asta, oricum o să fie aia mea, o să rămână, practic oricum sunt toate la toți, cum ar vine și a mea și a lui, adică nu e nicio problemă, dar acum trebuie să merg, bă, unde am zis, mă, că mergem la Daniel, bă, dar asta a plecat, a, păi mă duc singur la Daniel. Deci dacă ăsta nu se întoarce înapoi, eu o să mă duc singur la diner și o să mănânc singur, dar totuși ar trebui să-i fac și eu, să-i fac și eu așa, o plăcere practică, eu zic că merită, scrieți voi acolo în comentarii dacă merită să-l duc pe Darius la burger sau nu, după tot ce am făcut astăzi. Adevărat. Bă, unde-i, bă, Darusele? Ok, am ajuns la Daniel și se pare că Darusel e aici. Asta nu se pare mie, uitați-vă că... A, uitați-vă, da, uitați-vă, Darusel, lasă să parchi și o mașină fixă aici lângă a lui, cum ar veni bine, practic, a mea, că așa am zis că o să fie, dar mă rog, hai să vedem acum. Trebuie să iau repede dispozitivul ca să nu fie problemă de altceva. Salut, salut! Ale, uite, bă, fentonă, eu acum te-am așteptat ca să nu fie probleme și tu zice, hai, vino. Da, m-ai așteptat pe mine, ok, Darusele, am înțeles, fii atent, Darusele, stai acolo la masă că o să-ți cumpere, ce vrei tu, Darusele, vrei să-ți cumpăr, fii atent, Darusele, eu zic că ar fi mai ok să nu-ți mai cumpăr burger de data asta, ci să-ți cumpăr niște varză, Darusele, ca să fie să mănânci mai sănătos, practic, știi, că să mănâncă într-un fel varză, călită, să mănâncă chestii de genul de 1 decembrie, de astea, Darusele, suntem în pragul sărbătorilor, adică a fost momentul și eu zic că ar fi mult mai bine așa, Darusele, că burger oricum mănânci tot anul. Ok, uite, deja ți-ai cumpărat burger, în fine, haideți cum mă duc să-i aduc și eu niște varză, bă, că Darusel mă enervează, sincer, bă, că mănâncă prea mulți burger, bă, frate, adică, nu știu, nu mi se pare ok, sincer, țin și eu la sănătatea lui, că totuși e prietenul meu, și da, da, haideți să cumpără Federico, fii atent, Federico, eu vreau să-mi cumpăr, să-mi dai, adică, să-mi dai tu, să-mi dai aici niște, burger, nu, gata, fără burger, Federico, e tot pentru Darusel, da, într-adevăr, dar nu burger, trebuie să-i dau varză de data asta, da, gen, adică, nu mai vrea să mai, bă, da, cred că nu mai cumpăr nimic, în fine, Darusel, poți să fii cu minte, să dai cu astea? Da, nu, Rafaleu, de ăsta, bă, alu, tu de ce nu ai un prietenul meu, ia zi, vrei să bagi, Dar să-l fii cu minte, pune-te înapoi la masă și stai cu minte aici, așa, gata. Mamă, Federico, mersi, mamă, de salată de iarnă, bă, n-am mai pomenit asta, să vede că a venit sezonul și cred că o să fie super, super interesant, în fine, fii atent, Darusele, bă, Darusele, ți-am cumpărat aici o salată, Darusele, am cumpărat și pentru mine și pentru tine, Darusele, o salată de iarnă, bă, Darusele, așa să mă miște. Ediție specială, Darusele, să zici dacă e bună, Darusele, ai înțeles, da, ia mănâncă, că mă pun și eu la masă. Bă, e prea bună, bă, Rafale, bă, mâncați aici buzele, bă, Rafale, e prea bună, ia, stai, nom. Bă, Rafale, bă, eu zic că gata, mă las de burger, uite, mă las de burger, duc la cu noi și mă apuc de mâncat salată, nom, uite, da, asta foarte bună, nom. Bă, vezi, Darusele, chiar ar fi foarte bine să faci chestia asta, Darusele, bă, Darusele, să te lași de burger, bă, Darusele, să mănânci numai salata, înțelegi, bă, Darusele, să te lași de burger, da, să te lași acum de burger, da? Bă, te timpi, bă, cum adică, bă, eu nu mă las de burger, să eu nu pun din gruia, nom. Cred că nu ne-am înțeles bine. Ai zis că nu mai ai salată. Așa ai spus, Darusele, că nu mai salată mănânci de acum încolo. Așa ai spus, Darusele. Eu o să pun pe bărgărea bum bum și cu bum bum. Da, așa, da, mai bine face o combinație, Darusele, ca să nu te lași de burger, oricum îți plac ție, Darusele, e ok și așa, mai mănânci și sănătos din când în când, Darusele, mai mănânci și nesănătos, ai, oricum tu, Darusele, nu mai avem nimic documentat, fii atent, Darusele, tu acum te duci cu asta și eu mă duc cu asta, Darusele, foarte, foarte frumos, pentru că așa am stabilit, acum mergem frumos acasă, Darusele, și fii atent, că am o surpriză, bă, Darusele, pentru tine, fii atent, Darusele, vino aici, Darusele, și fii atent, vino cu mine în spate, ok. Fii atent, Darusele, vino. Și fii atent, Darusele, vezi acolo în partea aia, alea de construit, Darusele, unde ne invita oamenii la concursul acela de construit? Da, bă, ce acolo? Bă, și se demoră, ai ajuns, ai transpirat sau ce ai făcut? Da, bă, Rafael, da, dar tu ce aveai în mână, bă, ce aveai în mână? Ce aveam în mână? Aveam salata asta, secret, bă, dar chiar nici n-am mâncat salata, bă, Darusele, du-te, mă, de aici, fii atent, Darusele, fii atent, vreau să mergem la un concurs de construit acum, Darusele. Da, bă, hai, chiar, hai, ia! Stai puțin. Bă, Darusele, merge la concurs de construit, dar pune și tu șapca aia înapoi. Unde ai aruncat? Unde ai lăsat-o? Nu știu, bă, Rafale, stai că mă duc să o caut. Ia, unde, bă? A, este aici. Am găsit-o. Ia, stai, gata, am găsit-o. A, ai găsit-o, bă, ce fac, bă? Ai lăsat-o în flori, Darusele, ai miros florile astea. Ce ai făcut? Bă, dar chiar ai spălat florile astea, că, Darusele, nu știu dacă te-ai prins-o, Darusele, dar uite-te puțin. Spune care este faza cu florile astea. Uite-te la culori și zi-mi o explicație, dacă îți dai seama. Nu, nimic, Rafale, la Build-A-Battle, da. Ok, deci fiți atenți, dacă mă încolo, eu o să-l controlez pe Darusele. Mamă, Rafale, vino! Bă, ce, bă, Darusele, bă, unde faci acolo, bă, ce faci, Darusele, ce aici? Ți-am găsit mașina veche, uite, e înapă mașina ta veche, uite, asta e. Da, dar nu mai merge, Darusele, că e înapă, bă, Darusele, vin înapoi, lasă-o, că nu mai merge, e înapă, Darusele, nu mai funcționează. Bă, dar, hai, urcă, gata, bă, Rafale, easy, stai, ia,
așa ca tu, lasă-mă în apă. Stai, nu mai funcționează mașina? Da, bă, uite că mai funcționează, iată, în apă, o pescuiesc. Iată, brafle, acum avem 3 mașini, 1, 2, 3, 4. Da, bă, da, ai dreptate, bă, dar să le mersi, bă, dar eu nu credeam că mai merge, bă, cum mai merge, bă, dar să le ai unde să dai fermecată, tu ai făcut chiar magii din alea, nu? Păi stai, fiantul, o să o punem la uscat, bă, o punem la uscat, ia stai. Da, o punem la uscat, în fine, nu mai contează să te-ar fiți atent, dacă o mâncă la bă, dar să le vină repede, ai, ok, deci dar să le iei pe acolo, nu știu care este faza, ce vrea să facă, dar în următorul episod, bă, ceva, ok, nu, o lăsăm, bă, dar în următorul episod vreau să vă spunem de acum că o să-l trulez, bă, dar o să-i controlez mintea la construit, o să mergem drept acolo pentru că o să mai avem încă o arenă nouă făcută de cei care ne creează astea de construit aici și o să fie foarte, foarte interesant, chiar sunt curios cum o să-l controlez pe Darcel. Mă, ce cotă momul ăsta aici? În fine, nu ne mai băgăm în seamă, în fine, nu mai contează. Bă, ce? Darcel, de ce folosești iar de astea? Scoate-ți aia câteva, Darcel. Mă, ce faci? A pus-o la spălat. Bă, dar să le fii atent, du-te tu repede la ora construit acolo pe platforma aia nouă făcută, dar să le o să vin și eu imediat și o să ne jucăm, bă, dar să facem, o să construim ceva super, sper ca lumea, cea mai șmechere ediție de până acum, bă, dar să le. Ok, ha, că te aștept, bu! Stai, ups! Bă, încolo, mă, dar să le nu trebuie să sarim sus, încolo, în partea aia, du-te, okay. Hai, fugi! Ok, ok, în fine, lasă să pot, dar nu știu cum a sărit, dar toate astea de gen, în fine, nu mă mai interesează, dar ceea ce vreau să vă spun este că următoarea zi, adică mâine, o să vă iasă cel mai șmecher episod, atâta vă zic, în care îl controlez pe Darcel, l-a construit și o să-i fac troll maxim, prima oară vreau să-l... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.